un juraf anii lui Hoș. Da, sunt foarte pătimaș și, sigur, au fost două evenimente pe care eu n-am reușit să le explic, probabil, așa cum ar fi considerat ei sau s-ar fi așteptat. Prima a fost cel retragerea mea de la echipa națională cu Olanda. Da, v-ați făcut retragerea pe stadionul CFR-ului. Da. Și asta i-a deranjat pe suporterii. Da, dar am făcut-o cu un scop. Eu n-am vrut să o fac și Vică Popescu mi-a zis că el a organizat să facă retragerea și am spus că nu pot să fac retragerea pentru că e stadionul CFR și știu care va fi reacția suporterilor de la universitatea și că nu-i potrivit. Și între timp m-a sunat soția domnului Alexei Făleanu cu probleme în sensul că erau dați afară din casă. Erau scoși în stradă și n-aveau casă. Și în ce mi-a venit ideea să-i spun, uite, accept să se joace, dar cu această condiție. Ca banii să... Ca banii pentru a-ș putea construi o casă să meargă spre primul meu antrenor, Alexei Făleanu. I-a surâs și lui ideea și a spus că așa va face și s-a făcut acest joc, iar acei bani, așa cum s-a promis, s-au dus către domnul primul meu antrenor și au făcut o casă în Baci, am înțeles, a primit un teren și a făcut o casă și s-au mutat acolo. Și acel meci, care a fost meciul când a promovat CFR? De la Petroșani, în care eu n-am dat, eram la Medeaș, început de carieră și n-am dat meciul la Petroșani, să promoveze. Am jucat pe teren, adică n-am dat meciul. Și acolo tot de am fost acuzat și ce scandal am avut și din partea celor de la Petroșani. N-a fost suficient că au intrat peste mine, bodyguards, sigur că nu s-a pus problema să mă lovească cineva, dar dați seama în ce atmosferă am trăit acolo, la Petroșani până am plecat. Care ar fi morala? Că e foarte greu să ai un anumit echilibru, e foarte greu. Și să-i împaci pe toți. Sunt momente când e foarte greu să-i mulțumești pe toți. Sunt momente care trebuie să accepți cu o anumită decizie bună, îți va face foarte mult rău de multe ori.